Hudinașilor, astăzi o să vedem cum poți să devii invizibil pe Roblox Brookhaven. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. A venit zăpada și în Brookhaven și cred că a venit și la voi zăpada, nu? O să-mi scrieți acolo în comentarii dacă a început să ningă la voi. Și hai să vedem primul TikTok. L-am pregătit acolo în stânga și ar trebui să ne învețe fata aceasta cum putem să devenim invizibili. Hai să-i dăm cu play. Chiar aș vrea, ia uite-mă și scrie aici: cum să devii invizibil Brookhaven. Opa, stai puțin așa. Deci funcționează doar în casă. Deci trebuie să ne luăm o casă aparent. Hai să vedem ce casă și aia. Sunt super curios. Opa, stai așa că n-am apucat să văd. O, casa asta din dreapta de sus, nu? Gata, știu ce casă trebuie să-mi iau. O să mă duc acum super repede să îmi cumpăr o casă. Îmi iau hoverboard-ul, vă băgăm viteza asta 45 și o să mă duc aici undeva în partea de sus. Ia uite aici în dreapta, lângă biserică. Și ar trebui să-mi iau casa asta. Bun, perfect, acum se pune casa, până atunci o să mă uit mai departe la TikTok. Hai să vedem, îi dăm play. Deci după ce și-a luat casa, se duce la etaj. Deci trebuie să mă duc și eu la etaj, ok. Stai așa, intru în casă și mă duc aici la etaj. Dar aici ce trebuie să fac, ia să vedem. Punem TikTok-ul și îi dăm play. Ok, deci ajunge aici. Alege hărtul. Bun. Deci trebuie să-mi aleg și eu hărtul. Ia stai să vedem. Mă duc aici, dau pe hărt. Ok. Și acum m-am întins pe jos. Dar ce trebuie să fac și mai departe? Deci devine din ce în ce mai interesant. După aceea se face super mică. Deci trebuie să fac și eu asta, deci trebuie să mă fac foarte mic de 0.4 gen. Ok. Mă fac de 0.4, bun. Și acum mai trebuie să mai fac ceva, sper că da. Adică chiar sper să funcționeze. După aceea dă click pe avatarul ei, ok. Și apoi... Bro, stai puțin. A apăsat pe ceva sau s-a făcut invizibilă direct? Bă, a apăsat pe avatarul ei și s-a făcut invizibilă. Era lipită de tavan, cum ar veni. Adică a intrat prin podea și a ajuns la tavanul de la încăperea de jos. Ok, ok, trebuie să încerc și eu asta neapărat. Deci, acum trebuie să apăs aici și trebuie să dau pe avatarul meu, da? În dreapta apăs pe avatarul meu. Și? Atâta? Sau trebuie să mai fac ceva? Ia, bro, trebuie să apăs pe ceva aici? Schimbă-ți avatarul. Trebuie să dau pe OK? Sau dacă, deci dacă apăs pe butonul roșu, gen, nu se întâmplă nimic. Dar dacă apăs pe butonul ăsta, da, bă, m-am făcut invizibil. What? Deci nu mă mai vede nimeni aici sus, pentru că sunt efectiv jos aici, lipit cumva. Băi, funcționează. Deci te poți ascunde. Mamă, e o ascunzătoare destul de șmecheră. Devii invizibil. De exemplu, dacă un prieten de-al tău este sus, nu o să te mai vadă, dar tu ești cumva lipit aici de desubt. Băi, prea tare. Deci TikTok-ul acesta funcționează 100%. O să-mi dau reset. Nu știu cum altfel aș putea să îmi revin, ca să spun așa. Băi, deci merge. Mamă, ce tare, frate! Primul TikTok a funcționat. Hai să vedem, mai am încă un TikTok pe care vreau să vi-l arăt și care, desigur, o să mă învețe din nou să devin invizibil. Ok, TikTok-ul este pregătit, o să-i dau chiar acum play. Ne scrie aici sus cum să devii invizibil în Brookhaven, semnul întrebării, după care hai să vedem ce ne învață. Deci, întâi, trebuie să te duci să îți scoți toate chestiile, da? Frizura, dacă mai ai și alte elemente. Asta e destul de simplu. Deci trebuie să faci așa.
Te duci aici pe creion, nu? Dacă nu mă înșel, da, dai aici unde ți-e avatarul și cu X-ul roșu. După care îți scoți toate chestiile. Eu mi-am scos părul și acum sunt Kel. Super, super amuzant. Hai să vedem dacă îi dau play mai departe. Se duce și își scoate fața. Băi, deci trebuie să-mi scot și fața. What? Stai așa. Deci trebuie să mă duc aici. Să scot TikTok-ul să se vadă mai bine. După care mă duc la fețe, apăs pe o față random. Bine, am apăsat exact pe aceeași față, dar poți să apeși pe orice față vrei tu. Și dacă mai apeși încă o dată, ți se scoate fața. Mamă, cum arăt. Băi, arăt din ce în ce mai creepy. Și acum hai să dăm și mai departe. După aceea se duce și își alege niște haine. Își alege costumul de baie negru de fete. Ok, frate. Deci trebuie să mă duc și eu să-mi aleg costumul ăsta. Scoatem TikTok-ul să se vadă caracterul mai bine. După care zbang, mergem aici, dăm așa, dăm la costume și mă duc jos de tot. Iar aici este costumul de baie negru. Gata, l-am ales, cam așa arată. Ok, mamă, deja personajul e super, super ciudat. Iar apoi, după ce am făcut toate nebuniile astea, ce trebuie să fac? Se duce la culoare, ok, și își alege culoarea neagră. Bun, deci trebuie efectiv acum să te duci aici pe fața cu creion. După care trebuie să dai pe caracterul cu bluza roșie și apoi te duci aici la culori și alegi culoarea neagră. Mamă, deci aproape că nu mă mai văd deloc, bro. Și ce trebuie să fac acum? Deci după ce am făcut toate nebuniile astea, trebuie să pun TikTok-ul iară, să vedem unde se duce. Se duce la Rockstar. Deci intră la Rockstar și se pune la perete și nu-l mai vezi, pentru că are exact aceeași culoare ca și peretele, frate. Deci am înțeles. Bun, hai să vedem. Tehnica asta funcționează. Adică ar trebui să funcționeze, pentru că știu că am mai încercat și eu în trecut. Scoatem camera de filmat. După care desigur o să mă duc aici la Rockstar. Și hai să vedem dacă sunt vizibil, bro. Deci dacă te duci acum și te pui aici la perete, mamă, nici nu te mai vezi. Se mai vede doar dacă te uiți aici de sus, gen, dar dacă te uiți dintr-o parte, ia uite, dacă mă îndepărtez puțin așa cu camera, nu se mai vede deloc, da? Deci eu sunt acolo în colț încă și nu se mai vede, o să mă mișc ca să vedeți și voi. Deci doar dacă mă mișc, mă văd, dacă nu, pot să stau aici ascuns și pot să spionez pe cineva, pentru că nu o să știe cu siguranță că eu sunt acolo în colț. Deci funcționează și TikTok-ul acesta 100%. Hai să-mi dau reset din nou. Mamă, două TikTok-uri care te învață cum să fii invizibil, bro. Și chiar funcționează. Trebuia să-mi dau reset și de aici, nu cred. Sau merge doar de aici? Da, merge doar de aici. Bun! Și mai am încă un TikTok pregătit. Deci două au funcționat până acum. Hai să vedem dacă merge și al treilea. Gata, frate. Și hai să-i dăm cu play să vedem despre ce este vorba. Adică, mă rog, ce o să ne învețe. Scrie tot așa. Șofer invizibil. Hack-uri pe Brookhaven. Ok, hai să vedem la ce se referă. Deci întâi se duce la mașini și își ia motocicleta aceasta. Băi, pe asta nu știu. Dar e posibil ca multe persoane dintre voi să nu știe nebunia asta. Deci trebuie să iei motocicleta roșie cu negru. Și apoi, hai să punem TikTok-ul din nou să vedem ce ne arată mai departe. Eu știu o versiune, dar poate fata asta ne învață altă versiune. Hai să-i dăm play. Se face super mică. Ok, deci s-a făcut super, super mică, stai așa, cineva mi-a jefuit casa, am înțeles. Deci trebuie să mă fac și eu de 0.4, bun. După ce mă fac de 0.4, ce trebuie să fac mai departe? Trebuie să mă pun cu lay down și apoi se urcă pe motocicletă și gata, este invizibilă. Acesta este TikTok-ul. Hai să vedem, deci funcționează, adică ar trebui să funcționeze, în trecut funcționa. Deci acum trebuie să mă duc aici,
trebuie să dau pe laydown, opa, și după aceea trebuie să mă urc pe motocicletă, da bă! Deci dacă vă uitați, sunt șoferul invizibil, nu mă vede nimeni, pot să pun și lumină, nu știe nimeni cine conduce motocicleta aceasta, însă dacă vrei să fie și mai bine treaba făcută, tot așa trebuie să te duci la haine, să-ți iei costumul de baie negru și să îți pui culoarea la piele neagră, pentru că nu o să te mai vezi deloc după aceea, da? Se vedeau mâinile acolo jos, însă acum, dacă te pui cu laydown și te urci pe motocicletă, nu te mai vezi deloc pentru că ai mâinile negre și partea asta de la motocicletă oricum era neagră, așadar nu te mai vezi absolut deloc, frate, și ești un... din ăsta, cum îi zice, un șofer invizibil, bro. Este super, super tare glitch-ul acesta și chiar îți poți, nu știu, fraierii prietenii, ca să spun așa, adică dacă te duci cu motocicleta așa și nu o să te vadă prietenul cu care te joci pe Brookhaven, de exemplu, cu siguranță o să spună, frate, ce se întâmplă aici, motocicleta se conduce singură și plus, în afară de asta, zici că ești acum într-un joc cu motociclete, bro, adică... Vezi doar motocicleta și nu vezi omul care stă pe ea. Mamă, zic eu că e destul de tare și secretul acesta. Practic și așa te poți face invizibil. Deci toate cele 3 TikTok-uri au fost adevărate și au funcționat. O să-mi dau acum reset puțin, zbang și o să mă ridic. Cam acesta a fost episodul Hudianșilor, sper că v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!